Sărbătoarea eroilor a fost marcată și în Cernavodă printr-o serie de acțiuni care s-au desfășurat în centrul civic al orașului. Ceremonialul militar religios a debutat la ora 10 în Parcul Central la Monumentul Eroilor, odată cu adunarea comemorativă a unităților de militari, jandarmi și pompieri în acordurile fanfare militare. Sunt unități de militari care, chiar dacă sunt puțini acolo la cazarma lor, vin cu mare plăcere, cu comandanții lor, cu toți ceilalți, vin cu mare plăcere să arate că suntem o forță aici. A urmat apoi festivitatea depunerii de coroane și flori la Monumentul Eroilor din partea oficialităților locale, a oamenilor politici și a reprezentanților organizațiilor non-guvernamentale. Cernevodenii prezenți la eveniment au rămas plăcut impresionați de amploarea manifestării dedicate Zilei Eroilor, mai ales că unii au venit din străinătate pentru a lua parte la acest eveniment. Ce v-a impresionat cel mai tare? Totuși și defilarea și fanfara, în special copiii din fanfară, toate drăgălași și bine instruiți, foarte frumos a fost. Este un triplu eveniment, zic eu, ca și înălțarea Domnului și Sfinții Împărați, foarte frumos a fost. Festivitățile prilejuite de Ziua Eroilor au loc în fiecare an odată cu sărbătoarea Înălțării Domnului.